Nu și-a primit leafa de mai bine de un an, lucrează în condiții precare și de insecuritate. Angajații uzinei de producere a pompelor Moldova Hidromaș s-au adunat astăzi pentru a cere socoteala administrației pentru lefurile neplătite și condițiile de muncă care sunt departe de unele civilizate. În secția de producere a pompelor, spre exemplu, tavanul este spart, iar după fiecare ploaie, pe jos se formează băltoace. Directorul uzinei a declarat pentru postul nostru de televiziune că restanțele salariale s-au acumulat în perioada pandemiei, însă a dat asigurări că muncitorii își vor primi toți banii până la sfârșitul anului. Supărați la culme că nu și-au primit salariile de luni de zile, angajații uzinei au decis să-și spună oful în public. Poate așa vor fi auziți de administrație și de autorități, speră ei. Angajații nu cer cât merită, pentru că merită cu mult mai mult. Cerem minimum care e documentar arătat cât e datoria și nici asta nu se dă. Oamenii spun că își fac munca cu dedicație, mai ales că cea mai mare parte a lor lucrează toată viața la uzină și au rămas să muncească și după vârsta de pensionare. E vreo 11 luni să restanțele la achitarea salariului. Banii trăiesc 1200 de lei pensia. Băi, mă străiești noi curau până la ăsta, cât se mai poate de strâns? Trăim așa ca nevoiași. Старались поработать 5-7 лет после пенсии, чтобы перерасчет сделали. Какой перерасчет, если полтора года он не перечисляет? Он целый 20-й год в социальный, в пенсионный фонд ничего не перечисляет. Ба mai mult, unii oameni au venit să ceară salariul pe care trebuie să primească fie soțul, fie tatăl, care între timp au decedat, fără mai ajunge să se bucure de banii câștigați prin muncă. Soțul meu a decedat în 2019, pe 5 decembrie. Da, lucrător aici. A lucrat chiar în secția de turnătorie, unde e cel mai grav. Total 12.000. Total 12.000. N-am primit. Această femeie a venit cu fotografia tatălui său, care a muncit toată viața la uzină, iar anul trecut a decedat. Nici el nu a mai apucat să-și primească salariul. Este mui papa Volcu Ivan Trofimovici. Oi. Здесь проработала и моя мама 25 лет. Мы не требуем никакой материальной помощи. Мы просто просим, чтобы ему выплатили расчет. То есть последние его деньги. O altă durere a angajaților de aici sunt condițiile precare în care ei lucrează. Spre exemplu, în secția de producere a pompelor, după fiecare ploaie, pe jos se formează băltoace. Iar despre normele sanitare și securitate, nici vorbă nu poate fi. Încălțăminte sau îmbrăcăminte, nici el nu se dă în ultimii 4 ani. După ploi, noi ploaia o plouat ieri, dacă cu și-a păscurg și-a aici apă. Acum, de condiții care noi singuri vedeți, și halma află eu. În afară de faptul că nu sunt dotați cu echipamente speciale de lucru, angajații spun că nici aparatele de prelucrare a metalului, care sunt de pe timpul sovietic, nu ar avea trecută testarea metrologică de ani buni. În orice casă, când intră un om undeva, întâi se începe de la... De la liceu, uitați-vă, la noi nu-i lumină de un an de zile. Ne-am adresat și la director și la toate organizațiile, nu vor să repare nimeni. Lucrează 180 de oameni la sector, aici în secția asta, nu e apă deloc, uitați-vă. Apa nu curge de un an de zile. E o murdărie strașnică, e o antisanitarie, că nici COVID-ul nu e așa de strașnic. Timpul de garanție, dacă nu mă greșesc, la strongurile astea, când le-au făcut, sunt 25 de ani. La 1968 adăugăm 25 de ani și aflăm timpul cât el are două srocuri deja. Două srocuri și noi încă facem producție. De partea cealaltă, directorul uzinei Moldova Hidromaș dă asigurări că la capitolul siguranță și starea utilajului tehnic totul este sub control. Totuși, el a recunoscut că este nevoie de reparație. Vrem să respectăm acum normele securității. Acum? Da. Acum se respectă. Dar avem trecut, tehnică. Tehnica a trecut certificarea metrologică. Da, da. Dar fără asta nu poți să activezi întreprinderea. Sunt din perioada sovietică. Nu e corect. Dar udeala de pe jos? Păi sunt locuri unde plouă, respectiv. Nu plouă, dar scurgeri de apă. Nu acolo... vă temeți că duce la o tragedie? Pentru asta este tehnica securității. Referitor la salarii, directorul a dat vina pe perioada pandemică, când nu au avut comenzi. Potrivit lui, anume din această cauză, s-au adunat restanțe salariale de 11 milioane de lei. Și administrația are un plan cum să achite, mai ales că la depozit avem și pompele necesare
pentru a fi vândute și acumulate. Acum avem în capital, avem niște contracte foarte serioase care până la sfârșitul anului o să fie efectuate și noi am planificat că până la sfârșitul anului o să fie restructurată datoria dată și o să fie achitată, inclusiv și celor care au decedat. La uzina de producere a pompelor activează 340 de angajați. Moldova Hidromaș este unul din cei mai mari producători de pompe din Europa de răsărit. În spațiul CSI, întreprinderea continuă să fie una dintre cele mai mari proiectanți și producători de pompe chimice, maritime, circulare și pentru obiective speciale, care sunt pe larg folosite la întreprinderile chimice de prelucrare a petrolului în industria metalurgică și alte domenii.